Vreau să înțeleg voastră, iubiți și cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată, ne mai desparte doar o singură săptămână de mare nepraznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Iar duminica de astăzi, duminica dinaintea nașterii Domnului, este una dintre cele 6 duminii speciale din cursul anului bisericesc. Este o duminică care ne pregătește sufletul și mintea, inima și trupul de întâlnirea cu Hristos, de întâlnirea cu pruncul care se naște în peștera din Betleem. De fapt, pericopa evanghelică acestei duminici ne vestește însă nașterea Domnului Hristos. Dacă ați fost atenți la Sfânta Evanghelie care s-a citit, în prima ei parte, sau în primele două părți, am putea spune, s-a auzit o șiruire de nume. Și anume că Avram l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacov și așa mai departe. Și în această înșiruire de nume se cuprinde oarecum neamul lui Iisus Hristos după trup. Adică 14 neamuri de la Avram până la David, 14 neamuri de la David până la strămutarea în Babilon și alte 14 neamuri de la strămutarea în Babilon până la Iosif, până la tatăl adoptiv al Domnului nostru Iisus Hristos. Ei, această înșiruire de nume, de neamuri, ne arată în primul rând că Domnul Iisus Hristos s-a născut cu adevărat om. Adică Dumnezeu s-a făcut om adevărat. Adică nu o părere, adică nu s-a întrupat într-un mod, așa cum spunea o erezie din secolele primare, dochetiștii, că era doar o părere, că numai unora li s-a părut că Dumnezeu este pe pământ și că în trup, dar de fapt n-a avut trup omenesc și n-a suferit cu trupul. Ori mântuirea noastră nu se putea realiza decât prin suferința unui om Dumnezeu născut și întrupat, născut cu trupul. Și suferim cu trupul pentru noi. Mântuirea nu se poate realiza astfel. Și atunci ni se face această înșiruire de neamuri ca să ni se arate că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, care a făcut cerul și pământul, s-a făcut cu adevărat om. Apoi ni se mai arată ceva. Ni se arată, știți că în biserică auziți mereu că există o lege a paradoxului. Și părintele Nicolae Steinhardt spune că, de fapt, tot ce este în lumea aceasta este paradox. Paradox este un termen modern pe care îl folosește filosofia și teologia modernă. În trecut, îi se spunea și în biserică, o taină, adică un lucru care nu se poate înțelege cu mintea. Și care e prima taină care o avem în biserică? Taina Sfintei Treimii. Adică noi avem un Dumnezeu pe care nu-L putem înțelege. Este un Dumnezeu în trei persoane. Și atunci, această taină pe care nu o putem înțelege, noi o primim prin credință. Tot ce este în biserică și toată revelația care este în biserică și prin care se mântuiește lumea, este un paradox, o taină. Iisus Hristos este taină. Noi zicem o persoană teandrică, adică Dumnezeu și om. Omenește vorbind, n-ai cum să înțelegi. Cum să fie? Ori Dumnezeu, ori om. Ori sunt, ori trei. Maica Domnului este maică și fecioară. Deci mintea, rațiunea căzută, influențată de demonul, de îngerul căzut, nu poate să înțeleagă aceste taine. Și atunci ele se primesc prin credință. Deci de aceea, tot ceea ce facem noi în biserică, facem prin credință, și printr-o cunoștință superioară, adică printr-o cunoaștere suprarațională. Noi credem, pentru că credem postim, spuneam aseară la care ați fost, pentru că credem postim, pentru că credem ne rugăm, pentru că credem ne închinăm, pentru că credem ne spovedim, pentru că credem ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Deci prin credință trăim toată viața noastră creștină. Ei, prin credință noi primim revelație, cunoașterea prin revelație. Eu spun mereu la spovedit celor care vin la biserică să-și lase mintea la poarta bisericii și să o găsească inimă.
după rugăciune. Pentru că tot ce este biserică nu se înțelege cu mintea care să judecă această lume, ci este o cunoaștere supra-rațională. Mai ni se dă această înșiruire de nume, care poate paradoxală, foarte mulți nu înțeleg, dar de ce să înșiră acolo atâta lume? Ce vrea să arate? Ni se dă ca să arate că Domnul Hristos, într-adevăr, s-a născut om, că s-a născut în trup, și oarecum că a fost profețit, adică ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în fiecare an, nașterea Domnului de 2000 de ani, se întâmplă datorită faptului că așa plănui Dumnezeu. Dumnezeu, mai înainte de veci, în sfatul Sfintei Treimi, a plănuit ca Fiul Lui să se întrupeze. Ca Fiul Lui să se întrupeze, să ia fire omenească. Și prin această întrupare, făcându-se Dumnezeu om, să ne mântuiască. Mai se poate înțelege din această prevestire încă un lucru foarte frumos. Și anume că Dumnezeu, puneam și aseară, este necuprins, nevăzut, necuprins, este fără păcat. Este în afara ciclului acesta al creației. Iar firea creată are un ciclu. Vedeți că tot ceea ce este pe pământ este un ciclu care se învârte mereu. Primăvară, toamnă, primăvara florile înfloresc, pomii fac roade, după aceea ca frunzele, roadele putrezesc dacă nu le culegi. Și tot așa, omul la fel. Deci omul se mulțește și toată omenirea s-a înmulțit pe pământ printr-un ciclu. Adică cutare a născut pe cutare și așa mai departe. Și acesta este ciclul uman, ciclul păcatului. Și de aceea, cel mai înțelept om din istorie, Solomon, a spus nimic nou sub soare. Totul e un ciclu, totul se învârte. Spuneam aseară că telefoane iPhone au mai fost. Nu e nimic nou sub soare. Singura noutate în istoria lumii, în această lume care se desfășoară în ciclul, este întruparea Fiului Dumnezeu, inserția lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu intră în trup uman. Intră, dar fără de păcat. Ei, acum această întâlnire a lui Dumnezeu cu oamenii ne arată ceva. Noi de ce suntem diferiți? De ce avem 5.000 de dialecte în această lume? De ce suntem popoare diferite? De ce suntem oameni diferiți? Pentru că am păcătuit. Și păcatul dispersează. Omul păcătuit se împrăște, este ca oglindă spartă. Oglinda rămâne oglindă și acel ciop, dar în mii de bucăți. Acesta e rodul păcatului și al mândriei omenești. Ori Dumnezeu vine să readune omenirea risipită, omenirea despărțită, omenirea dispersată. Ei, venind, întrupându-se Fiul lui Dumnezeu, El readună. Noi suntem 5.000 de dialecte, dar El ne face din nou una. Iată ce mare minune și ce mare taină. Deci nu mai rămânem de la turnul Babel, când a fost culmea mândriei omenești, după potop, de atunci omenirea este dispersată. Întruparea lui Dumnezeu readună cele risipite. Readună firea omenească. O firea în ea unește, mintea noastră e dispersată de inimă, inima e dispersată de gândire, de voință și așa mai departe. Totul e dispersat. Noi murim și ne descompunem. Vedeți, totul e datorită păcatului. Ei, Domnul Hristos, El vine ca Dumnezeu fără de păcat, să întrupează în oameni și unește înapoi, la loc. Ei, ce înseamnă această unire care se petrece în persoana lui Hristos? Mai întâi, de ce arată aceste nume? Că Dumnezeu își pregătește această unire. Pentru că Dumnezeu nu se putea întrupa, oricât a iubit omul și iubește omul, trupul omenesc, sufletul omenesc păcătos, nu se putea întrupa într-un suflet și într-un trup păcătos. El trebuia să facă o selecție naturală și din oameni încet, încet să ajungă o persoană pură, o persoană fără păcat, fără pată, fără prihană, care e Maica Domnului. Așa, de aceea îi pomenești de pe Avraam, pe Isaac, încet, încet, acest neam de sfinți a ajuns să dea doi părinți, Ioachim și Ana, care n-au născut până la 80 de ani, au trăit într-o sfințenie de neimaginat pentru noi.
Și prin rugăciune au născut o fetiță la peste 80 de ani, care a fost atât de curată și de sfântă, încât la 3 ani era desăvârșită în gândire. Scrie Sfântul Grigore Palama, toți sfinții părinți, că Maica Domnului când a fost dusă la templu, n-a fost tratată ca un copil, ci a fost tratată ca un bărbat duhovnicesc desăvârșit. A urcat 15 trepte singur, a intrat în Sfântul Altar, unde nu intra nimeni, ca să-l sfințească și să se sfințească ea și să facă sfințenia lui Dumnezeu accesibilă tuturor. Intrând ea în altar, acolo unde omul murea, ea face altarul și sfințenia accesibilă tuturor prin Hristos. Ei, acest lucru îl face Dumnezeu de dragul nostru. Deci de dragul nostru, El se întrupează. Ei, întrupându-se Fiul lui Dumnezeu, El devine noul Adam. Noul Adam înseamnă omul model, omul model absolut pentru noi. Și acum Hristos, El devine omul adevărat, omul pe care trebuie să-L avem noi ca model. El e și Dumnezeu și om în același timp. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că El a venit pe pământ să trăiască viață dumnezească în trup omenesc. Ceea ce n-a reușit Adam să trăiască în rai, a reușit Hristos pe pământ, viață fără păcat. Și trăind, Hristos este patriotul desăvârșit. Vedeți de ce se naște Hristos într-o familie, într-o țară, într-un popor? Ca să ne arate că se identifică cu firea noastră căzută, dispersată. Deci nu se naște, nu știu, undeva nedefinit, în afara timpului și în afara spațiului. Ci se naște într-un anumit timp, într-un loc istoric. Dumnezeu așa a făcut că însăși Cezarul Augustus a făcut un recensământ. Și a înscris pentru prima oară în istorie. S-a dovedit nașterea Domnului scrisă, istoric, științific. Deci, Hristos devine patriotul desăvârșit. El se naște în neamul lui Avram, în neamul evreiesc. Dar Hristos este și globalistul desăvârșit, dacă vreți. Este și cel care este omul universal, care readuce, reactualizează universalitatea omului. Pentru că Sfântul Luca, dacă citiți genealogia aceasta de la Luca, merge până la Adam și arată că Hristos este omul universal, că Hristos se naște și din noi, și din poporul român, și din poporul englez, și din poporul bulgar, și poporul din toți. Din toți a luat, pentru că sângele omenesc este una. Deci dintr-un sânge e făcut o neamă omenesc. Numai dintr-o anumită parte a corpului omenirii, am putea spune, partea cea mai curată, de acolo și-a luat el trup. Și Maica Domnului, deci a fost acea ființă fără prihană, fără păcat, din care El a putut să-și ia sânge fără păcat prin Duhul Sfânt. Și să vedeți că Evanghelia, deci, are două părți care înșiruiește aceste nume, arată genealogia, ereditatea noastră, geneza noastră. Noi ne naștem ereditar, genetic. Și apoi vine un adversativ, că nașterea lui Dumnezeu e altfel decât nașterea oamenilor. Și ce zice mai departe? Iar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost, diferită de nașterea oamenilor. Maria, mama lui Iisus, fiind logodită cu Iosif și ne, fiind ei împreună, s-a aflat că ea are împântece de la Duhul Sfânt. Iată, dragii mei, cheia. Așa trebuia să nască omul. Omul trebuia să nască prin Duhul Sfânt, nu prin păcat. Spune Sfântul Mărturisitorul că dacă Adam și Eva ar fi rămas în rai fără păcat, se înmulțeau prin Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt. Doar datorită păcatului s-a căzut la treapta de om animal, zice Sfântul Nicolae Velimirovici, care se mulțește pe cale naturală. Și căderea aceasta care vedem noi în zilele noastre este sub animal, zice om demon, care păcătuiește nu o dată pe an ca animalul, ci în fiecare zi. Vedeți? Și Domnul Hristos se identifică cu omul, dar zice afară de păcat. Nu cu păcatul omului, păcatul nu poate. S-a făcut El păcat de dragul nostru, s-a lăsat răstignit. Bajocorit, cuipat, zdrobit. Dar pentru păcatele noastre, nu pentru ale Lui. Deci El trăiește fără păcat. Și atunci, zice, nașterea Lui astfel a fost. Maria, deși fiind logodită, s-a aflat care împărțește la Duhul Sfânt. Nici Sfântul Iosif, care o luasă, zice, o cântare de la ceasul de părătesc. Ca pe o nevinovată din biserica Domnului ți-am luat. I-a vrut, a fost prima fată din lume care a spus, vreau să trăiesc în fecioria în vecii vecilor. S-au mirat preoții, s-au rugat, au postit. Și atunci au dat unui bătrân de 85 de ani, rudă cu ea, care i-a înflorit toiagul. Să o păzească, să rămână fecioară. Așa au scos-o din templu.
Și acum spune mai departe, eu ca pe nevinovată, din biserica Domnului, de la preot am luat. Și ce este aceasta ce se vede într-o tine? Marie, în loc de bucurie mi-a dus întristare, în loc de cinste rușine. Nu voi mai putea răbda ocara oamenilor, pentru că te-am luat din biserică ca pe o nevinovată și acum te văd însărcinată. Ce-i cu tine? Și atunci când Iosif era nedberit, vine îngerul și spune, Iosife, nu te teme a lua pe Maria, logonica ta, că ce s-a zămilit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și ea va naște un fiu și vei pe numele lui Iisus și el va mântui pe popor de păcatele sale. Ei, iată, astăzi deja se petrece, ni se vestește cu o săptămână înainte ceea ce vom trăi peste o săptămână, nașterea din Betleem. Și această lucrare, deci este o lucrare dumnezeiască, mai presus de fire, adică Maica Domnului, fără păcat, doar atunci când a auzit că Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, adică că e o lucrare lui Dumnezeu care se va face cu ea, fără să-și piardă fecioria, să rămână fecioară în vecii vecilor, atunci a zis, fie mie după cuvântul tău. Și atunci s-a produs întruparea. Iată, acum 9 luni s-a produs întruparea, acum se va produce nașterea. Ei, noi oamenii păcătoși, care nu putem să ne mântuim prin noi înșine, ci doar participăm la viața lui Dumnezeu, cum nu putem să trăim prin noi înșine. Noi lipsim aerul, care nu l-am creat noi. Avem viață, lumină, care n-am făcut-o noi. Noi nu avem decât să-L primim pe Dumnezeu cu dragoste și cu credință. Deci noi nu ne putem mântui noi, ci doar îl primim pe cel ce se naște cu multă dragoste, cu multă credință, cu multă bucurie. Și de aceea, noi tot acest post, prin colindele noastre ne arătăm dragostea și mai ales prin aceste cântări de la stradă, cu care și sfârșesc. Sunt în catavasiile, așa numitele nașterii, 9 cântări deosebite. Eu vă scumpă prima și pe ultima. Și dumneavoastră să rămâneți în suflet cu ceea ce trebuie să rămâneți. Deci prima zice, cum să-L primim pe Hristos? Sfântul Grigore Teologul, Sfânt Ioan Damaschin, a transpus-o imnograf. Spune, Hristos se naște slăviții. Hristos din ceruri. Hristos vine la noi, Hristos, la pământeni. Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Hristos pe pământ, înălțați-vă. Trăiți și voi puțin dumnezeiește. Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L popoare că s-a preaslăvit. Iar ultima zice așa, taină străină văd și preaslăvită, cer fiind peștera, scaun de heruvim fecioara, cum stă Dumnezeu pe heruvim, acum stă în brațele fecioare, scaun de heruvim fecioara, ieslea sălăcluire, întru care s-a culcat cel necăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-L, îl slăvim. Amin.